Ich bin. Da, ich bin die Maigene. А вот не спуск кассы Асары, до пощадного стадии ворог в своем уште, у фост директору зам, директору, он злей, шайшки тетны роду сала стоплены, юэм повестит тет сухот яла, да ел штие, вот скидал своим курс кошек еба, к угорит в мея касс. Аму. Eu i-am spus, iată, mâine a să vie un om care se încarcă de mine, înțelegi? Și el îi spune, eu i-am spus, iată, eu i-am spus că vin la 5, dar eu am zis, că ăștia abia eram cu el. Dar el zice, cred că s-a dus pe mineva, cu un alt, nu, ei, nu probleme, știi, sau ies până la ora 12. Amu, iată, de-a băi ora 12, înțelegi, aici trece un fel de două feluri, știi că a venit omul lotărit de la Pepeni, 150 de kilometri, și ea mă fac pe mine porc și diferite socoteli. Da, m-a făcut, ea soție, m-a făcut ușoaie și diferite socoteli. Înțelegi? Și din coașe nu vreau să dea numărul de telefon ca să stau de vorbă cu directul, știi? Da. Și n-am păneat. Cum așa ceva? Băi, chiar să te amăjească chiar de două ori. Vine om aici, vine tăt. Dar am făcut așa cu voi, cum au zis și ei, știi? Am zis, ei, m-am dat și padă. Și așa, și așa. Am uiat aici, socoteala. Nu vraș, gata. Da. Dar de la minister nu mai răspuns telefoanele cele? Nic, absolut. Absolut. Da. În orice caz, n-am idee. Eu mai tare... Aud? Și spune soția că... I-auzit? Nu. De-aba mu aiast care este la registratură. Apoi o trimite pe soție să plătească 25%, cum ar fi din putiva, că șad băiatul este aici. Dar doamna directoare mi-a spus nică, nu trebuie să plătească nică, numai zi să șadă cu mine. Înțelegi? Da, dar foaie de tratament ai și dumneata și soție, da? Ei au avut, da, au plecat câte vânt, înțelegi? Și nu am eu rămas. Da, dar era în altă dată, în altă perioadă era? Nu, dar când o alungat-o acasă. Dar când? Tot am udat cum ați venit, nu? Da, marți o alungat-o acasă. Marți. Da. De ce? Pentru că are dializă, pentru că are nevoie de dializă. Da. Și ce, în locul ei, luat pe altcineva sau de ce o plecat? Și de-abă, nu știu. Cum? Pe două săptămâni, ori pe cât era? De-abă urăm una, de-abă a trecut și mai rămas încă două. Înțelegi? Și eu nu le știu, nici numere de telefon, zic, băi, măcar și le sun, băi, poate ea răspunde și spune-și. Ieri mi-a promis un fel, ca sară, mai ales sala aici plină cu nărod, și el a promis lucrul ăsta, că ar fi aici, și amu nu se arată nimeni aici, înțelegi? Și eu am ia, las că eu mă duc și mă conesc acolo, dar băietul ăsta care l-a adus aici, eu și să fac cu dânsul. Da, și să fac cu dânsul. De-am și eu sunt milionieri, plătesc drumul încolo și încoaște de tot la tot satul. Eu nu înțeleg. Și pe ăsta cu greu l-am găsit. Dar nu că... Da. Știi, n-am păneat ce să fac. Da. Scandal, protest, ia un țuruiac, ieși în fața așa-i? Sanatoriului și fă protest. Așa-i? Până ar să fie poliție, da?
Poliția și administrația. Că poliția vine să te apere. Poliția are, are obligația să apere cetățeanul care se exprimă. Și mă, tati, exprim pașnic, nu? Dar la protest trebuie să reacționeze administrația. Că mă, tati, adresează administrației. De ce spun una și fac alta? Lasă să arăte legea. În baza cărei legi o trimis-o pe soția acasă, în baza cărei legi ți-o cerut altul însoțitor, în baza cărei legi te pune să plătești 25%. Poate niciodată nu ai invocat legea, poate de fiecare dată era un moft al lor. Poate nici ei nu știu legea. Apoi, asta mă gândesc și eu. Da. În orice caz, eu ies la protest. Bun. După aceea, eu când ceva, eu te anunț. Bun? Ne-am înțeles, ținem legătură. Ne-am înțeles. Eu am ieșit la protest. Sănătate. Numai bine.